Salut, mă numesc Raul Recep, am 13 ani, sunt din Constanța. Mă bucur foarte mult că am trecut de audiții, iar în gale sper să cânt mult mai bine decât în audiții și să am un moment foarte frumos. Vă pup! Raul e un năzdrăvan, e sufletul casei, el e vesel tot timpul. În general e cu minte, e ascultător, învață bine, cântă bine. Îmi dă energie, mă încurajează, e o bucurie pentru noi. Raul mă tachinează foarte des. Ea este opusul lui. Unul zvăpăiat și unul calm. Așa sunt copiii mei. Cum mă tachinez, Aden? Stai să mă gândesc, că nu vine în minte. Zi! O tachinează. Zi! Un picuț șoareciului și pisica. Mă tachinează de multe ori, dar nu știu pe care să o pun. Eu fac balet de 5 ani de zile și îmi doresc să dansez pe melodiile pe care le cântă Raul Aden și să fim împreună pe scenă ca doi frați. Eu cântam peste tot, și la ore, și acasă, și în baie. Deci el nu poate să abține, el cântă și când mănâncă, nu când mănâncă, nu are voie, pentru că nu-i dau eu voie. Cred că și vecinii noștri știu că el cântă. Și la școală, profesorii cred că știu. Să nu-mi zici că muzica e viața ta. Ba da. Muzica e viața ta? Da. Ai lăsat-o pe mama pentru muzică? Și așa, și așa. La un moment dat îmi spuneam că de ziua mea îmi doresc niște docuri de urechi pentru că nu mai suportam. Doresc să devin cântăreț pentru că îmi place foarte mult muzica și sper eu că o să reușesc. Dacă nu o să reușesc, o să merg pe mâna mamei mele de a mă face doctor și asta este.